Asculți Conexiuni la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bine v-am găsit, dragi ascultători, la Conexiuni. Sunt Cristian Popa și te invit să te pregătești pentru o experiență vibrantă și încărcată de energie pozitivă. Aici vom pătrunde în lumea puterii conexiunii autentice, unde oameni inspirați își fac simțită prezența în comunitate, prin legături profunde și acțiuni semnificative. Haide să ne lăsăm purtați de această călătorie pentru a descoperi inspirație spre a construi legături puternice și durabile care să schimbe în bine viețile noastre și a celor din jur. Astăzi voi avea alături de noi pe Alexandru Mare, fondator al revistei Visteria, președinte al Education Studio, cofondator al programelor Odiseea și Building Bridges, trainer și consultant în echipa de learning și development în organizația Accesa. Bine ai venit, Alex! Bine te-am găsit, Cristi. Sunt onorat după o asemenea introducere și auzind cuvintele autenticitate și conexiune, așa, mă duce într-un loc bun. Mă bucur să te am alături de mine. Sunt curios să aflu care este o definiție a ta personală pentru conexiune. Ce înseamnă să fii conectat? Să știi că mă amuză. Știi de ce? Pentru că nu cred că poate fi pus punctul pe ei când vine vorba de conexiune, definiția conexiunii. Dar, așa, definiția mea personală, foarte empirică și simplă, așa cum o văd, aș spune trei lucruri despre ea. Cred că este conexiunea cu interiorul, cu universul nostru interior, care e bogat și îl putem împărți pe nivele, de la conexiune emoțională, la mentală, la fizic, spirituală, dacă vrei, deci cu mine însumi. Și după aia conexiunea cu ceilalți, cum avem noi doi acum o conexiune. Sper să ne adâncim în ea pe măsură ce avansează conversația, desigur. Și după aia cred că există o conexiune și care e impersonală, cu mediul înconjurător. Și între noi fie vorba, nu știu dacă e o diferență așa de mare între conexiunea cu mediul înconjurător și conexiunea cu mediul interior. Aparent există, dar cum se întâmplă ea și cum se simte, nu cred că e foarte diferită. Îmi place această definiție și cuprinzătoare. Pornim de la interior și ajungem la zona de mediu. Și o conexiune completă, aș adăuga. Pentru a te cunoaște mai bine, poți să ne spui mai multe despre cine este Alexandru? Ce cunoaștem este alegerea ta de astăzi de a explora creativitatea în programe de educație. Ce a generat această alegere? Da, ce... îmi place să vorbesc despre subiectul ăsta și e ca și cum vorbesc despre el pentru prima dată. Poate că e pentru prima dată pusă întrebarea în felul ăsta și legată de conexiune. Ce a generat pentru mine? Cred că o oarecare intuiție sau o bănuială că viața de mic copil fiind e mai mult decât ceea ce se vede cu ochiul liber și că poate că în spatele invențiilor și în spatele nu știu cum să zic eu, lucrurilor comune există mai mult decât atât. O forță, un mister, dacă vrei. Și în continuare e un mister, e corola de minune a lumii pe care îmi place să o caut, dar nu să o strivesc. Adică să ne folosim rațiunea, să o înțelegem, dar nu să îi scădem din lumină. Ți-am dat așa un răspuns destul de vast, dar pentru mine asta a fost cumva pornirea și văd licărirea asta în mine de când eram copil. Și apoi după ce am crescut și am trecut prin sistemul de învățământ și... Eu sunt inginer de formare, după cum bine știi, că am fost colegi în aceeași companie, dar cred că sufletul meu a rămas cumva înspre zona de artă și înspre căutări și înspre... Pot să-ți dau un exemplu, că înainte să mă apuc să creez și înainte să am conversia profesională dinspre zona de inginerie înspre zona de training, care se întâmpla undeva în 2018 a fost oficial, în 2016 a început să se întâmple, să-mi dau seama că poate eu mai bine aș lucra cu oamenii și că mă potrivesc mai bine acolo. Dar
în anul ăla căutarea mea era așa de acerbă și încercam cumva să mă regăsesc și să găsesc sensul în viață, să-mi găsesc propriul meu sens, că în Cluj, în centrul Clujului, în 2016, nu știu dacă s-am spus lucrul ăsta despre mine, m-am apucat, asta apropo era în timp ce făceam proiecte de inginerie și eram complet imersat în lumea aceea. Ieșeam pe stradă în centrul Clujului, în Piața Unirii și pe un carton pe care scriam Purposeful Conversations sau Conversații cu Sens. Și cumva era română sau engleză, dădeam opțiunea asta pentru că într-adevăr am găsit și oameni cu care am conversat în engleză și practic ideea era să stau la discuții cu oamenii, dar în ideea de conversații cu sens și să purtăm o conversație, aveam câteva întrebări de la cum pornim și noi astăzi și să discut cu ei, să văd cum își găsesc ei sensul în viața asta și voiam să văd, să discut cu oameni de la 50 de ani la copii de 7 ani, dacă s-ar fi oprit să vorbească cu mine. Și am făcut chestia asta timp de o vară sau poate un an întreg și am avut câteva zeci de conversații spre 100, nu mai știu exact, le-am pierdut numărul, le-am pierdut și eu la un moment dat și ne făceam o poză împreună și după aia puneam parte din conversația pe care o aveam cu persoana asta pe o pagină de Facebook pe care am întreținut-o, dar ideea era să mă conectez și să, apropo de conexiuni, să văd care-i treaba și să văd oare alți oameni cum își trăiesc viața și de ce o trăiesc în felul ăla și am vrut să găsesc un fir roșu și mi-am dat seama că, așa ca o concluzie, că nu este un fir roșu, că nu este un fir roșu la care eu pot să dau subscribe sau pot să dau like și să zic, asta vreau, ci poate că am putut să găsesc o inspirație pentru propriul meu fir roșu și o invitație la hai să caută și găsește la tine și poate că întrebarea nu trebuie pusă în exterior, ci trebuie pusă în interior. Dar, nevertheless, oricum, asta a fost una din poate acțiunile, nu primele, dar una dintre acțiunile curajoase în care am zis, mă, eu nu știu, hai să văd alți oameni ce fac, cum fac, care-i sensul vieții, care-i sensul meu, ce e important în viață și asta era genul de întrebări pe care le puneam. Și ai luat o atitudine curajoasă și ai zis, hai să creezi niște programe interesante. Exact, asta e un exemplu. Și după aia, da, m-am dus în zona de educație și am zis, hai să creez niște programe interesante de educație, educație non-formală pentru adulți. Și mi-am dat seama că sunt multe subiecte pe care școala, pentru mine cel puțin, nu le-a adresat. Managementul emoțiilor, de public speaking, de autocunoaștere, de exprimare prin artă, de exprimare în general și de ce e sănătos să faci lucrul ăsta, cum îți exprimi un range mare de emoții de la furie la încântare și de ce e bine să o faci și dacă nu o faci o să te întâlnești cu tot felul de boli pe parcurs. Și toate lucrurile astea pentru mine cumva în parcursul vieții mele am descoperit că sunt esențiale și durerea mea era, de ce nu vorbim mai mult despre asta, de ce nu le facem mai mult, de ce nu le găsim? Și atunci am început să creez și să devin implicat în zona asta și am ajuns în organizația Education Studio, unde o parte dintre ele se întâmplau deja, erau programe de teatru de improvizație, erau programe de dans, de exprimare prin artă și așa mai departe și a fost loc de creație și pentru mine. Și din 2016 când am intrat, în 2019 am devenit vicepreședinte și deja cream și aveam propriile mele programe. Da, cam asta e istoria pe scurt cu programele. Hai să intru puțin mai în detaliu. Da. Că sunt niște programe care pentru mine mi se par foarte interesante și cred că publicul ar fi interesat să afle de ele. Da. Aș zice și aș enumera actitudine, conversații și odisee, îmi vin în minte, acestea trei. Poți să ne spui un pic mai mult? Sigur că da. În primul rând aș începe prin a spune că ele există și se derulează în continuare și chiar acum îi dat drumul la sezonul de înscrieri. Deci dacă pe Facebook intri și scrii Education Studio, o să vezi că programele noastre sunt pornite acum și o să înceapă într-o săptămână sau două săptămâni, o să înceapă livrarea lor de către colegii mei. Și deci dacă vrei să te înscrii la ele, încă ai șansa și sunt reduse la 50%, mă rog, atâta doar ca să știți că există și partea programatică adică din mine a vrut să răspundă în prima fază. Dar pot să-ți spun sigur puțin despre istoria lor și să intrăm în detaliu. Fiecare din programele astea cumva
sunt gândite pe lungă durată. Pentru că ai nevoie de timp ca să pornești o schimbare în om și nu doar la nivel intelectual. Pentru că acum informația e la îndemână și la îndemâna ta și la îndemâna mea. Telefonul mi-e aici, deci dacă îl scot pe ChatGPT și îl întreb ce-i teatru de improvizație sau care sunt principiile teatrului de improvizație care stau la baza programului Actitudine, o să-ți zică și o să ți le enumere și o să zici super, știu. Păi știi, da, asta poate e 5% din ce înseamnă programul. Și Actitudine în speță a început în 2015, a fost fondat de Maria Cărbunaru, o prietenă și o colegă, fostă președinte a Education Studio, care acum e în Portugalia. Și au avut ideea asta genială de a începe un program de educație pentru adulți prin teatru de improvizație. Practic, abordezi teme importante, cum ar fi public speaking-ul și gestionarea emoțiilor și ce să faci când greșești și cum, pentru că pe de o parte, noi am învățat că nu e ok să greșești în școală, zic, îmi permis să generalizez dacă am făcut același, am trecut prin același sistem de învățământ, dar dacă ți-e frică să greșești, cum o să înveți? Cum o să înveți din greșeli și cum o să crești ca persoană? Mă rog. Și asta e genul de teme pe care noi le abordăm la Actitudine, dar și altele, cum ar fi să lucrezi în echipă, să ai grijă de partenerul tău și partenerul de viață sau partenerul la locul de muncă. Există multe tipuri de parteneriate. Și asta timp de 3 luni de zile, și anume în 12 ateliere, noi le adresăm. Un atelier a câte 2 ore jumate, ne întâlnim de câte 12 ori. Imaginează că se creează, apropo de conexiune, se creează niște conexiuni extrem de puternice între oameni și se creează, sunt familii care au reieșit din Actitudine, adică soție cu copil sau prietenii de o viață, mi-aș permite să zic că imediat 10 ani de acti. Cumva lucrurile astea merg înainte. Și Actitudine are la bază teatru de improvizație, de conversații m-ai întrebat, da. Are la bază metoda de spoken word poetry și Odiseea are la bază un amalgam de metode legate de artă, de exprimare prin artă. Și aici, acolo avem și meditație, avem și muzică, avem și lucruri cu visele, despre care probabil o să vorbesc puțin mai târziu. Deci toate trei programe cumva încep, au o direcție asemănătoare, dar sunt... le luăm din unghiuri diferite, ca să zic așa. Ce am remarcat eu și ce ar fi curios pentru mine, da, este cum reușești să generezi o experiență de învățare folosindu-te de artă. Și de ce arta ai simțit că este relevantă să creezi aceste experiențe care clădesc conexiunea? Pentru că, ok, ai pus 2 întrebări. Cumva, cum generezi o experiență de învățare și de ce arta? Cred că o experiență de învățare sănătoasă îl implică pe învățăcel, adică cere de la el atenție și implicare. Implicare cu toată ființa lui sau cu cât mai mult din ființa lui. Și bine, cel mai mare învățător, consider eu, e viața, că aia necesită și atenție și implicare. Și atunci, ok, I cannot compete with life, dar ce am zis e să simulăm viața în niște experiențe de învățare pe care noi cât de cât le putem controla și pe care cărora le putem da un design, pentru că în rest te descurci, cu viața te descurci în sensul ăsta, dar în cadrul experiențelor pe care noi cărora le-am făcut design, am pus accent pe practicalitate, pe să încerci, să pui mâinile, să pui sufletul, să te joci cu emoțiile, să le simți, să-ți simți colegii, să fii pus în situații care te scot în zona de confort, dar totuși pentru care să ai o parașută. Și anume să ai trainerii lângă tine, să știi că au un început, au o încheiere, dar azi de 2 ore jumătate. Și de ce arta? Pentru că, spre deosebire de un subiect care ar fi pur teoretic, la artă trebuie să, cum am zis, trebuie să pui mâna. Trebuie să te joci. Poate te joci cu corpul, poate uneori un exercițiu poate fi... o să fii legat la ochi și o să fii condus prin camera asta de către altcineva. Când ai făcut chestia asta? Unde ai avut șansa să mai faci lucrul ăsta? Să-ți lași controlul în mâna alte persoane. Și de acolo Cristi, putem povesti o lună întreagă despre concluziile ce ies dintr-un exercițiu de 5 minute. Sau alt exercițiu poate fi, uite, acum o să pictăm. Știi? O să ne pictăm, că îți pomeneam de furie, o să pictăm furia pe foaia asta. Hai să evocăm, să vedem ce înseamnă să scoți furia și o să-ți dai seama că furia e o emoție, dar poate e legată de o nevoie și legată de un întreg ecosistem interior despre care din nou putem povesti și putem trage multe concluzii, dar exercițiul e simplu, nu? O să ne desenăm furia pe foaie și nu trebuie să fii artist, nu trebuie să fii
învățat ceva formal în direcția asta, doar trebuie să ai o mână și să ai o pensulă și să ai o foaie în fața ta pe care poți picta. Și nu, există o grămadă de astfel de experiențe, dar acum, ca și la o supă, știi, trebuie skill-ul trainerului și omului care face design-ul este ordinea lor, cum le pui, în ce măsură, nu pui prea multă sare, nu pui prea mult piper ca să nu strici supa, deși poate ai niște activități super faine. Și slavă cerului, cumva, în echipa noastră ne-am crescut oamenii, i-am învățat, am fost învățați la rândul nostru, cumva avem și terapeuți sau psihologi, cumva există o gamă variată de skill-uri și reviews, sau nu știu cum să zic, cumva umblă vorba bună în târg despre noi și despre modul în care noi acționăm și în care, na, și drept dovadă și longevitatea programelor care nu se întinde acum de ani buni și încă continuă și o să continue să meargă. Cred că ți-am răspuns la întrebare. Da, mulțumesc. Cu siguranță mi-ai răspuns la întrebare și cred că sunt câteva puncte care aș vrea să le accentuez în acest moment. Treci printr-o experiență de învățare alături de alți oameni care te duce în zone în care poate nu ești confortabil, dar mediul este atât de sigur și ghidajul care îl primești acolo te ajută să depășești poate și anumite blocaje. Exact. Să depășești blocaje și să descoperi lucruri noi despre tine, noi valențe, noi superputeri. Poate că mi-aduc aminte de... trec prin fața ochilor acum foarte multe persoane care au venit cu blocaje, cu anumite, nu știu cum să zic, cu anumite credințe limitative despre ei și să descopere pe parcursul celor 3 luni că nu, de fapt, eu pot să fiu mult mai mult decât atât, că pot să... Dar scopul meu nu e neapărat să... Eu nu o să promit nimănui că tu vii acum aici și peste 3 luni, wow. Nu, scopul meu e, hai să explorăm, fii curios, încearcă, uite, astea, noi îți oferim lucrurile astea, knock yourself out, încearcă să faci ce poți tu, fii cu entuziasmul pe care eu l-am pentru predare, încearcă să ai și tu entuziasmul ăsta pentru a explora și după aia ce faci tu cu ele... E responsabilitatea ta în mare parte. Sigur, eu știu din experiență că oamenii se duc mai bogați, se duc mai plini și văd viața cu aceeași viață cu alți ochi. Cumva e mai multă bogăție poate din ceea ce era la fel înainte. Dar nu pot promite lucrul ăsta, dar știu că se întâmplă. Pentru că tot vorbim de explorare, aș vrea să mergem și la un alt subiect care este o pasiune de-a ta. Misteria. Acea direcție de a explora, zice eu, visele. Ne spui puțin mai multe. Cu siguranță există mai multe de spus. Da, sunt mai multe lucruri de spus. O să încerc să le sumarizez. Am o revistă de vise care și acum se găsește online pe alexandrucelmare.com/visteria și suntem la volumul 2. Practic, ea adună din comunitatea de visători din România articole de opinie despre propriile lor experiențe cu visele, lucrul cu visele, ce au învățat din propriile lor vise, pentru că visele, vezi tu, nu sunt eu aici, o somnitate să-ți spun lucrul ăsta, dar în propria mea experiență am descoperit că sunt foarte utile și că ne pot informa despre viitor, despre trecut, despre prezent, ne pot aduce noi perspective și în timpul nopții nu e un timp pierdut, e un timp extrem de bogat și tot ce avem de făcut, dacă vrem să ne bucurăm de ce au visele să ne arate, este să ținem cont de ele, să ții un jurnal de vise, să încep să fii atent la ele, să spui întrebări vis-a-vis de ele. Da, și ăsta e un bun început, dar ca să-ți spun specific, în 2015 am avut un vis în care vedeam pe o scenă câțiva actori care dădeau un test unor persoane străine. Deci ăsta e visul. În 2015, eu încă eram în inginerie, habar n-aveam despre ce se întâmplă și despre lumea educației non-formale în mare. Și am văzut niște actori care erau pe o scenă și dădeau un test unor persoane și eu tot încercam să înțeleg care-i testul. Care-i faza? Că încercam să înțeleg. Și pe măsură ce încercam să înțeleg, mi-a dat seama că coada înaintează și am ajuns și eu în fața scenei și urma să dau și eu testul. Dar ce test, Cristi? Că habar n-aveam ce test. Și când urc pe scenă, actorul din fața mea face cea mai stupidă chestie. Face o față pe care nu o pot reproduce și un sunet. Uah!
și se uită la mine, așa cum mă uit eu acum. Și eu trebuie să-i răspund că e un test și în același timp mă gândesc, dar oare cum trebuie să răspund? Și actorul înțelege și se uită în ochii mei și așa cu o blândețe profundă zice, ok, tu încerci să înțelegi, tu trebuie să mergi pe partea stângă. Și atunci mi-a dat seama că erau, practic, ei dădeau un test pentru a pune oamenii în categorii și eu m-am dus în partea stângă că încercam să înțeleg. Dar erau și alții care luau testul și mergeau în partea dreaptă pentru că nu încercau să înțeleagă și răspundeau într-un fel, doar răspundeau. Deci erau oameni care încercau să înțeleagă și erau oameni care răspundeau autentic și spontan. Și am putut să înțeleg chestia asta din visul ăsta. Imediat după aia, luni de zile m-au bântuit și am încercat să zic, bă, dar care-i treaba sau de ce am avut visul ăsta? Și asta a fost începutul pentru atracția mea pentru teatru de improvizație, că după aia am văzut oameni care făceau teatru și am zis, băi, cam visul meu, păi și eu vreau să fac. Și atunci mi-a dat seama că, bă, visele cumva au puterea de a îți ghida viața sau de a-ți da niște perspective noi, dacă ești atent la ele. Că aș fi putut să zic, mă, știi ce am, it's just a dream, e doar un vis, dă-l încolo. Dar n-am zis chestia asta și l-am lăsat cumva să mă cotească într-o altă direcție. Este și o știință aceasta a viselor, din câte știu, nu? Da, este, mă rog, o știință. Cred că au existat de-a lungul timpului nenumărate categorii de oameni care ori lucrat cu visele și le-au acordat o importanță mare, de la preoții egipteni, la șamani, la... Da, și până la urmă în zilele noastre, Carl Jung și Freud, care cumva ei au pus bazele lucrului cu visele. Dar na, abordarea a evoluat de-a lungul timpului și cumva punctul în care eu mă aflu acum și pe care, ideea pe care încerc să o transmit ascultătorilor și oamenilor care sunt interesați de lucru cu visele e că nu există un secret, nu există cineva care stă într-un templu undeva sus la 6.000 de metri și no, hai cu visul ca să-ți zic ce înseamnă. Nu, e visul tău și e experiența ta și tu ai cheia visului. Desigur că există niște guidelines, niște întrebări de la care poți porni, dar secretul e cumva stă la tine și tu poți să descoperi ce înseamnă propriul tău vis. Ai trecut prin multe medii, pornind de la zona de inginerie, mergând în zona aceasta de proiecte în care ai dezvoltat experiențe de învățare și ești tot în zona de experiențe de învățare, dar acum într-o altă companie. Ce ai recomanda cu această experiență vastă unui om ca să ia în considerare, ca să descopere, să zic, o conexiune mai puternică? Cred că, în primul rând, să învețe să-și iubească viața, propria lui viață, că e singura pe care o are, ca alta nu-i. La altele poate reflecta și se poate inspira de la ele, dar singura pe care o are e a lui. Și pe măsură ce înveți să-ți iubești viața, înseamnă că începi să te cunoști mai bine și începi să-ți afli valențele și pozitive și negative și făcând acest lucru, reiese și o direcție pe care ar fi bine să mergi, că nu. Dacă ești un măr, ești un măr și nu ești o pară și dacă ești o pară, nu ești un măr și uite așa, o să cazi în locul potrivit pentru că îți iubești viața și ești curios de ce înseamnă ea. Mulțumesc pentru conversația, Alex. Cu siguranță ar mai trebui să mai conversăm și în viitor, dar astăzi ne vom opri aici și vă mulțumim, dragi ascultători, că ați ales să fiți alături de noi în a descoperi puterea conectării și impactul care reprezintă în viața noastră. Între timp, bucurați-vă de călătoria aceasta pe care o avem numită viață.